Bună, prieteni, eu sunt Zeti 27 Vlog, sper un nou vlog. Sau mai bine zis tutorial. Astăzi vă voi învăța cum să faceți propria suliță din chestii random de prin curte. Ok, mi-a luat puțin până am găsit telefonul ca să filmez. Ok. Și cam așa ar arăta sulița. Cam așa arăta. Sper că se vede sulița. Curios, ce faci? Ești curios? Mamă, deci bate soarele în cameră și nu văd aproape nimic. O văd doar pe mine. Sper că nu scut. Mamă, dar nu văd absolut nimic. Ok, dar bănuiesc că voi vedeți. Cam așa ar arăta sulița. Uiteți aici vârful. Aici este o șurubelniță găsită de mine. Undeva pe aici, nici mai simte. Aici am sfoară legat. Nu știu dacă se vede. Vedeți aici e legat cu sfoară. Foarte complicat. Și aici jos e un băt. Și puteți vedea aici cât de bine se aruncă. Stați, trebuie să filmez cu stânga. Da, am multe. Ai. Mai filmează, mai filmează. Ok. Aici avem sulița și aruncăm. Nu mai să aruncăm mai de pe hol. Așa. Ca într-un joc. Și se duce. Bine, n-am dat-o acum prea bine. Dar. Și ce vreau să zic. Stai. Nu știu. Ok, trebuie să rog pe cineva să-mi țină camera, dar. Sper ca să nu se mișcă. Stai. Nu se mișcă. Ok, deci nu s-a desprins. Aici e legat cu sfoară și legat destul de bine. Eu nu știu dacă se vede bine. Dar cred că se vede. Da. Mami, poți să te rog să mă ajut să filmez? Nu pot. Ok. Ok, aparent nu pot să mă ajute nimeni să filmez. Cam toți au treabă. Dar, mamă ce, mă enervează că nu prea pot. Așa. Și cam așa este sulița. Mai întâi, pur și simplu... O să bag și pe asta pe vin. O mai filmează, mai filmează. Primul rând, mă trebuie doar un băt mai lung. Bine, eu l-am cioplit mult. Până... Aici în mijloc, cred că vedeți că e o crăpătură. Nu știu, e o crăpătură, trebuie să faceți o crăpătură puțin cam lungă. Și apoi pur și simplu căutați ceva care se semene cu un vârf de suliță și împingeți acolo cât de tare puteți. Apoi pur și simplu ca să fie mult mai stabil. Sau mai stabil, la mine e mult mai stabil, cred. Mai stabil. Legați cu ceva. Sfoară. Nu vă recomand nici scociul, nici bada adeziva, pentru că ăla se desprinde ușor. Deci mai degrabă sfoară sau funie. Asta e funie. Cred că e funie. Nu știu, așa știu eu că arată funia. Nu mă prea pricep la chestiile astea, dar ca să fie mai stabilă și dacă aveți țintă, stați că așa. Puteți să aruncați, mie, deci toți câinii s-au strâns acolo, mi-e frică să nu-i meresc vreunul. Deci o să mă, văd acum toți, ieșiți de aici, e mi să nu vă nimeresc. Și pur și simplu o luați, puneți-o în ce poziție credeți voi că o aruncați mai bine, o luați și aruncați cu ea. Eu acum n-am ținut-o bine, dar cred că arunc mai bine cu stânga, pentru că nu țineam bine nici camera. Și dacă mi-e o mână, nu-mi stă cum nu-mi stă nici cealaltă. Corpul meu este ciudat și cred că acum s-au ciudat cu mâna, că filmez, eu practic o țin fix întors, ok? Fugim, fugim, fugim și aruncăm! Desigur, dacă ar străpunge ceva, ar fi mult mai fain, pentru că a străpunge tot pe aici și s-a spus că m-au chemat. Ce-i? Ok. Sulița. Oh my god, de la Trex. Ca cu liftul. Că fac ca și cu liftul. Stai să o desleg. Să o lași tu ăla? Ok. Și unde o torn? Aici? Unde o torn? Unde o pun? Da, ok. O pun aici. Ia, leagă-o pe asta și leagă-o înapoi. Ok. Mami, mă ajută puțin. Vezi cum e legată. Lasă telefonul jos pe masă. Dar nu pot, că filmez. Păi și cum o alegi acum?
Da, ai văzut cum a fost de gata. Și și acesta a fost trailerul 1, pentru că trebuie să pun pauză și toate cele. Până o să-i mai ajung puțin pe aici, facem must. Deci ne revedem data viitoare. Și sper să fie ăsta thumbnail-ul. Se vadă mai bine. Thumbnail pregătit. Bye bye.